găsit la un nou episod după câte săptămâni, 3 săptămâni sau 2. Da, suntem în pragul examenului și nu prea avem timp de filmat, dar acum mi-am făcut timp, deoarece am dat un server foarte, dar foarte, foarte, foarte șmecher. Evils.ro avem alături de noi pe fondatorul acestui server și totodată, și totodată developerul acestui server. Mai zi o dată salut. Bun. Serverul ăsta, pe lângă sistemul ăsta de registre pe care puteți să-l vedeți, deține mult mai multe sisteme foarte, foarte faine și niște joburi de vă lasă mască. Dar astea vi le voi prezenta mai îndată. Hai să ne facem un cont. Deci avem name, Robby, parola, una foarte secretă. Foarte secretă, am înțeles, stăsie. Stăpți. Probleme 1, 2, 3, 4, posibil. Unde știi? Gender, masculin. E-mail, ia să ne băgăm, nu știu, e-mail, ggel@gmail.com să fie bun. Și age, ups. Așa, la age punem 15, bun. Register, nu, hai să ne alegem un skin de aici. Deci avem skin-uri, ia uite-l vreau pe ăsta. Default, register. Insert password, deci deja puteți să vedeți cum îmi cere parola, să ne băgăm parola încă o dată. Robby contul a fost înregistrat cu succes, este 150 la cont înregistrat, iar în momentul de față sunt jucători așa. Te afli apoi în postul tutorial, așa bun, că am ieșit la transport la dispoziție un BMX, trebuie să te duci la Don Duty, Tutti. Pentru a-ți pui valiza, între o valiză, așa bun. Deci după cum vedeți am ajuns cu un avion la aeroport în Los Santos, să avem un BMX. Asta nu e BMX, e bicicletă, deci... Aici deci vreți că-ți dau admin și pe ăsta ca să rugi cu TP-ul ca să nu... Da, mulțumesc pentru admin. E prima dată când sunt admin pe acest server. Da, sigur, da, normal. Da, bun. Hai să facem totuși, chiar dacă am admin, să jucăm legit. Și la mine jucatul legit este că bag un mic speed hack la bicicleta asta ca să ne mișcăm mai repede. Adică nu folosesc comenzi de admin. Am înțeles, adică deja... Așa, ca să ajungem mai repede, deci voi o veți lua pe drumul ăsta către DMV și vreau să vedeți, deci sistemul de DMV, băi... Eu te dau du-te pe mare. Mai bine, hai să dau cu fly mode-ul ca ajungem mai repede, deci avem admin, dar voi veți merge aici, la duty, la don tutti ăsta, așa, ia uitați, ce frumos e, n-avem nicio valiză în mână, dar presupunem că avem o valiză. Salut, don tutti. Ah, miss one best the suitcase delivered. Delivered, în fine. Eu cu, în fine. Așa, și acum trebuie să dați. Așa, un telefon, am primit telefon. Bun, perfect. Următorul pas trebuie să faci să obținem permisul de conducere. Fly mode, ia să mergem, deci fiți atenți. Sistem de permis de conducere în România. Nu uitați, nu suntem în Rusia sau în altă țară îndepărtată. Suntem în România. Exam. Doar aș pe care să începe examenul de conducere, da, dar el e așa, bun. Da, fiți atenți, deci după cum vedeți, tranziția asta între scene este foarte faină, nu știu cum ai făcut-o. Cu un program de la frumos și după aia de la și mai multe chestii. A, deci, cu un program frumos, deci dacă vreți căutați program frumos pe YouTube, pe Google și vă dă. Pentru a face o rotație completă, ține apăsat pe W și sunt în același timp. Ia să vedem. Și săgeata stânga sau dreaptă. Nu, hopa, 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 hopa. Așa. Bun, deci trebuie să facem o rotație. Ia să vedem dacă o fac. Bun. New test available the 180, pardon. Pentru a face un drift, deci trebuie să facem un drift aici. Să vedem dacă ne ia bine cu driftul. Eu am mai făcut o dată testul ăsta de conducere și... Bun, hai că l-am făcut perfect. Deci asta este, cam așa puteți să luați ca în YouTube serverul ăsta, adică e făcut foarte fain. Vedeți că da aici, whip and terminate. Ia să vedem următorul. Trebuie să treci cu putere prin curba strâmtă. Pac, asta e curba strâmtă, e ușor. Pop and control, bun. Două dintre roz vor fi sparte, deci după cum vedeți avem aici un zip, nu așa îi zice, nu? Da? Ni se vor sparge roțile și trecem pe aici. Eu acum am fost în PD și știu cum e, deci am terminat-o și pe asta. Burn and lap. Și ultima, cred că fă 5 ori într-un timp cât mai scurt. Ia să vedem, pac. Hai să facem într-un timp cât mai scurt. Deci tu ce ați învățat până acum? Da.
Ăsta e sistemul de a lua carnetul, este un sistem interactiv, adică nu stai să treci prin checkpoint-uri așa și te plictisești, adică ai ce face. E un sistem foarte fain, dar aici nu este sfârșitul, de-abia eu cred că e începutul. Am niște chestii pregătite pentru voi de vor care vă vor lăsa mască, deci niște joburi, mamă, deci. Cât ai stat, mă, să le faci, chiar? Bă, stai ceva, vreo, să fac tot server așa vreo 2-3 luni. 2-3 luni, mă. Nu știu, poți să mă le mai explici la băieți despre server, așa, cât timp? Da, păi, căutăm lideri, helperi și admin. Panelul este făcut deja, însă mai trebuie să-mi vină webhost-ul, dedicatul deja l-am. Când vine webhost-ul o să-l pun direct și poți fi mai ușor. Am de gând să scot panelul când am să-l fac și după aia să fac aplicații direct din joc pentru helper și pentru facțiuni. Și puteți aplica direct din joc ca să nu mai intrați pe panel și toate chestiile astea, ca să fie mai ușor pentru voi. Acum, după ce ai terminat DMV-ul, trebuie să te duci la jobul pescar. Perfect, deci ne vom duce la jobul pescar, un job care este făcut foarte bine, chiar dacă pentru unii jobul pescar este unul foarte monoton, pe server o să vă garantez că nu este, haideți să vedeți, deci este un sistem foarte fain și este un job de nimic, dacă aș putea să spun, în comparație cu joburile care există pe serverul ăsta, adică să vedeți ce joburi are băiatul ăsta pe server, de aceea eu nu prea fac promovări la servere, nu stă mie în fire, dar la serverul ăsta n-am cum să nu-i fac promovare, am stat o zi pe el, am inspectat și am ajuns la concluzia că merită. Uitați, achievement unlocked, take a job, perfect. Fish. Poți vezi toate achievement-urile cu comanda achievements. Aki achievements, ia să vedem, mamă, foarte fain, deci avem mai multe achievement-uri, ia să dăm fish. Ia, yeah, aici. Dacă vă mișcați o să speriați peștii și chiar sunt 40% șanse la skill 1. Pentru a prinde un pește. Folosește sprint space pentru a atrage pește. Ai zis că mie mi-a venit din prima, ia să vedem. Bun, pentru a vinde un pește trebuie să ne ducem la un magazin, ia să mergem cu fly-ul ca să ajungem mai repede. E și un sistem de YouTube referrals, gen trebuie să selectați un YouTuber, de exemplu, momentan YouTuberii sunt în felul următor: Swift, tu și Evil's Community, că am făcut și un canal de YouTube, 0 abonați, dai forță. Bun, hai ca acum, cred că îmi va arăta, bun. Do you want to sell fish? You are curing? Yes. Ai fost adus de un YouTuber? Perfect, da. Deci am fost adus. Eu, Swift sau Poke? Îmi pare rău, Swift și Poke, am fost adus de eu. Select. Feștiar pentru care se referă lui Rob e primit un vehicul Phoenix pentru 10 zile. Yay. Bun, acum începe... Doar primit doar dacă dați referalul la un YouTuber. Yep. Acum începe treaba treboasă, fiți atenți. Spawn car, Infernus, 1-1, hai să ne luăm o mașină de găbro. Da, prima oară vreau să mergem la jobul fermier. Deci vom merge la jobul fermier, job care a fost terminat astăzi de către Pouk, deci fiți atenți. Hai să mergem cu domnul... cu domnul Speedhack. Sau cu Fly-ul, cu ce vrei. Hai că mergem cu asta ca să inspectăm puțin orașul. După cum vedeți, orașul este foarte curat, deci Poco a avut grijă ca Los Santos să fie curat, fără gunoaie. Nu ca în România, dar în fine, să nu intrăm în alte subiecte. Bun, imediat vom ajunge la farmer. Ce ai modificat, ca să știu? Eu ieri când am făcut... Păi, era un... Știi că, virgulă, cădeau baloții prin mapă și am adăugat un script file de numai cad acum baloții prin mapă. Poți să iei, trebuie să-i pui într-un vehicul, după care trebuie să-i duci, îi livrezi și ai primit niște bani. Unde, după cum puteți vedea, avem aici o plantație de lucernă, habar n-am ce-o fi. Așa, farmer, ia să mergem să începem jobul. Quit job, get job, ia să vedem. Start work. Deci nu trebuie să mergem aici, ia să vedem unde e Infernusul. Deci, ia să dăm un start work. Bun. Trebuie să mergi pe câmp pentru a treiera. Treiera. Sau ce-a spus? Treiera, în fine. Deci cred că trebuie să mergem aici să trecem prin plantația asta, nu? Nu, pe acolo, uite pe aici. Prin asta. Păi până asta am zis.
pe credeam că te ducem cu sus. A, nu. Oh. Și o să vă cadă niște baloți și când ajungeți la suma de 10 baloți, o să vă scoată copina asta. O să vă dea o mașină și voi trebuie să vă duceți, adunați fiecare balot pe care l-ați scos. Și îl puneți frumos în mașină cu tasta Y. Și după aia îl vă duceți înapoi acolo și aia. Pentru, deci pentru a ridica jos vreau să punem un balot. Deci trebuie să mergem și strângem mașina și cred că te sunăm balotul cu tasta Y, nu? Da. Și îl pui mașina acolo unde este ăsta verde. Y. Y. Perfect. Ia să luăm și pe asta. Și trebuie să-i adun toți 10 baloți, după aia îi duci înapoi la fermă și primești banii promiși de către fermă. Și după ce termin jobul, mai arată adică mi arată toată plantația făcută sau mi arată prin ce am trecut eu asta, burienile astea? Ia, uite, vezi, ea se face înapoi. În 5 minute mi se pare sau mai scurt, asta se face înapoi. Dacă, de exemplu, dacă muncești cu un prieten, el dacă trece prin bunurile pe care tu le-ai făcut, el nu mai primește baloți. Aha. Deci un sistem foarte, foarte șmecher. Ai farmat maximum de 10 baloți, chiar aici mi-a spus. Deci hai să mai strângem, spunem baloți, ia să... Gen să luăm mașina asta cu noi, că... Ia uite mă, merge checkpoint-ul cu noi. Pe Bizon nu există așa ceva. Na, aici e mai complex, na, nu mă compar eu cu Funza, adică. Bă, adică... Vedeți, asta mă deranjează pe mine, adică sunt servere care au sistemă mult mai faină, dar din păcate n-au jucători. Asta mă... De primă, adică Bizon nu deține scripter, sunt plătesc cu, au contract de muncă, înțelegi? Și ai contract de muncă și în pana mea nu poți face măcar chestia asta. Cu cum dădeam înapoi? Cum puneam balotul? Igre. Așa. Aici. Nu vrea. Păi du-te punctul ăsta aici. Păi sunt. Aici punctul, sunt în el. Merge? Nu. Atunci ia du-te la alt balot. Nu mai poți să iau unul? Ia. Nu merge. Interesant. Dar nu înțeleg, mi-e arată că cazi, nu știu de ce. Nu cad. Păi, ciudat, nu mă lasă gen. Mă rog, nu contează, hai să încercăm alt job. Da, jobul ăsta tocmai ce l-a terminat și mai are anumite chestii, deci nu... Păi, na, nu știu, eu l-am făcut mai devreme, n-aveam nicio problemă. Nu știu. Bun. În fine, deci jobul oricum este fain, cred că am făcut o prostie ceva, dar cam asta, te faci, descolectați cei 10 baloși terminați, nu? Da, și ți-am zis, le pui în vehicul, apoi acolo și primi bani. Bun, ia să vedem, următorul job foarte fain este pomicultor. Get job. Ia uite, domnul Joker. Sal, bro. Și tu la cules de... Salut. Salut, domnul. Șuna. Așa. Ce trebuie să facem? Ia să vedem. Hai să dăm un start work. Aici. Vino aici la boșrogul ăsta. Pomicultor start work. Mergi în livadă cu pomi fructiferi pentru a aduna recolta. Ia auzi. Așa, mersi. Ia să mergem la un copăcel frumos. Ia că e să mergem, ia să vedem. Hai că luăm pe ăsta. F. Ia uite, avem aici recolta. Pac, pac, pac. O vedeți aici în dreapta jos? Pac, 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 pac. A recoltat merele din acest pom. Mergi la ce? La ce pentru a primi banii. Perfect. Ia să mergem să vedem. Recoltează toate merele care sunt în pom din imagine. Deci asta am făcut-o. Deci haideți să vedem. Îți mulțumim pentru munca depusă, care recompensă ai primit top ca. Vreau să vă mai prezint un job, ia să vedem. Slash job, sunt îngrijitor de bătrâni. Și îngrijitor de bătrâni, o să vi-l prezint. Și care mai era? Ospătar. Și mecanic, nu? Da, mecanicul e... Mai lung. Ai șmecher, da, la mecanic puteți... să faceți și cu prieteni, adică puteți să faceți mașina și în 4 și în 5 și în 100, încât vreți voi. Deci ce trebuie să faci la mecanic, spune? Vrei să mergem acum la mecanic sau la ospătar? Nu vreau la ospătar acum. Ok, la mecanic. Quit job, mecanic. Get job, ia să vedem. Deci trebuie să dăm start work la ospătar, ce se întâmplă? Nu peste 3... Nu pot să da, fac. E un delay.
Așteptam câteva secunde. Deci tu între timp spune ce trebuie să faci la ospătar. Deci la ospătar dați start work și o să intrați într-un restaurant. În restaurantul ăla sunt niște nupăcăuri și deasupra lor scrie hungry. La ce descrie hungry, vă duceți efectiv la ei, apăsați pe tasta foa tastatorii și el o să vă spună ce fel de mâncare vrea. Poate să comande burrito, pizza sau hamburger. După care voi trebuie să vă duceți în bucătărie și aveți un frigider. Apăsați tot F ca să luați mâncarea din frigider și duceți înapoi la... Mergi la toți clienții care sunt înfometați și ale comanda apăsând pe F sau pe E. Să mergi la doamna asta, că e foarte frumoasă, îmi place de ea. Bună, domnule, doamnă. Ce ați vrea să comandați? Bună, vreau hamburger, avem 25 de secunde la dispoziție. Deci hai să luăm, uite, pizza, hamburger, burrito. Dacă luăm hamburgerul, după cum vedeți, l-am pe tavă. Deci se vede, cred că e burger, nu e Cracking Bell. Deci foarte fain. Poftim. Ai primit, bun. Hai să mergem la doamna asta de aici. Bună. Un burrito, hai să mergem să luăm un burrito. Burrito unde ești? Burrito aici jos de tot. Un burrito, cred că burrito e kebab, nu? Sau ce e? Shawarma, kebab. Shawarma, da. Un hamburger, bun, hai să mai luăm un hamburger. Pac, ia uite ce fain arată. Mamă, ce apetisant. Și aveți client și pe partea asta și pe partea cealaltă. Avem. Dacă o să aveți, dacă o să fiți mai mulți, o să pun și pe aici prin mijloc. Bun, hai să luăm de aici. Pac, un burrito. Jobul ăsta îți poate face mai mulți? Nu, fiecare are un virtual role diferit pentru a nu se fura, adică, de exemplu, tu te duci la unul, iei comanda la unul și ăla ți-i fură pe toți. Știi, după aia tu trebuie să aștepți până se până e foame iar ăla. Din nu mi se pare ok. Bă, da, înfometată femeia asta, ea a mâncat un burrito și acum vrea pizza. Păi da, păi pentru că am făcut ca gen să le fie foame din 30 în 30 de... Înfometați. Of. Vreau o pizza, hai că. Foarte fain. Bun, și dacă nu mai vreți să munciți, scrie slash stop work. Ia, bun, hai să-i dăm la asta pizza, la revedere, stop work, asta a fost. Următorul job este îngrijitor de bătrâni, vreau să vi-l arăt. Fly mode, un job, cred că unic, cred că e unic. Cum am zis. Da, păi toate joburile care sunt aici cam unice. Deci unic în România, cred că în toată lumea, nu cred că au făcut ruși îngrijitori de bătrâni, nu? Cred. Nu cred, nu mă joc cu serverele de ruși sau ceva. Start work, nicio. Ia uite, deci Felix sunt tot deja așa bun. Comenzi îngrijitor, ia să vedem. Noi ne ducem la moșii ăștia, să zicem că lucrăm în Italia, suntem o femeie, lucrăm în Italia și trebuie să luăm, să avem grijă de bătrâni, start work. De ceva timp nu am mai avut cine să ne facă cumpărăturile. Poți să ajută acest lucru, avem nevoie de 2 kg mere și 3 sticle de apă. Suntem la un 24 din 7, ia să vedem. Și gen trebuie să dai slash bui și... Bai. Și 2 kg mere, ia, deci de 1 kg, bun. Și încă 1 kg, deci la 2 kg de mere și 3 sticle de apă. Una, ups, două și 3. Deci am luat 3 sticle. Ai cumpărat tot ce ți-au cerut bătrânii, acum du-te să le duci produsele la casa lor, bun. Ia să vedem ce ne vor zice. Așteaptă 22 de secunde pentru a putea intra din nou, cred că e una, da, anticitul. Da, anticitul. Așteptăm 22 de secunde și ultimul job, spălător de străzi, cred că nu-i, nu? Chiar așa de... Nu cine știe ce, pur și simplu e o mașină și sunt, o să se spawneze niște gunoaie pe stradă. Și tu trebuie să te duci prin ele și atunci o să dispară gunoaiele. A, deci asta e unic. Mulțumim că ai făcut cumpărături, le-am primit 5K, bun. Următorul job, mecanic, cam cât durează să faci mecanicul? O să lucrăm amândoi și să zicem că terminăm în un minut, jumate, două. Bun, get job, ia să vedem. Jobul de mecanic, repair, refill, tău, start work. Bun, deci avem aici o mașină, ia să o vedem. Aveți 3 garaje, puteți veni la fiecare. Și dați slash start work. După care vin aici la masă. Stai că am delay. Ah, ok, hai că pun și o roată până atunci. Bun, deci hai să vedem pe Pau ce face. Bă, deci, bă, am rămas, nu știu, uimit. Deci uimit, în modul plăcut zic. Să existe așa ceva pe un server din România și când vezi măcar atât de puțin jucători, mă, parcă se face milă puțin, știi? Adică, eu punu, cred că Pau a pus foarte mult suflet în treaba asta cu serverul și nu cred că oricine ar putea să facă chestia asta. Cum ar fi eu un scripting, eu știu să bag culori, cam atât. Să bag culori și un text. Atât.
În rest, pa, pa, eu nu mai știu altceva. Bun, hai să dăm start work aici. Ți-a fost atribuită sarcina de a pune roata acestui vehicul, mergi la masa de unelte pentru a-ți lua unele care ai nevoie. Masa, deci du-te, începem pentru a monta roata, hai să montăm roțile. Vai, ce fain. Oh, uite, șurub, șurub, mamă, ce șmecherei. Bun. Ah, perfect. Știți de fiecare dată să luiți. A, da? Da. Ia, mergem la un garaj, să vedem ce testul luăm acum. A, cred că e capotă. Nu, parbrizul. Perfect, am montat, mai dau o dată start work. Mergem la asta de unelte. Ce s-a stăt? Stopurile, nu? Da, stop. Izolează firele. Bun, am izolat firele. Start work. Și economia e una destul de mare, adică... Mamă, scaunele. Adică faci destul de ușor. Na, de exemplu, acum în 10 secunde sau mai puțin chiar primiți 2K, adică la mecanic. Stai să fac o poză pentru thumbnail. Nu, lasă wave-ul. Stai așa. Da. Perfect. Așa, avem și poză pentru thumbnail, ca să fie. Am un thumbnail foarte fain pregătit pentru acest episod. Start work, continuăm. Ți-a fost atribuită sarcina de a vopsi acest vehicul, deci hai să luăm vopsele, cred. Ia. Yeah. Nu, nu ți arată nimic, că n-am pus să pun spray în mână, că na, poți faci damage și... Da, mi-am dat seama. Ia. Yeah. Cred că se schimbă culoarea, nu? Da, uite, s-a schimbat, iar basta. Bun, ia să vedem, start work, ce te face, mergi la masă de unelte. Du-te la șepă, încât să vopsesc și aici, da. Uite, vopsim, perfect, uite că e 94%, deci numai puțin. Deci cred că va trebui să conducem mașina. Ia să vedem. Perfect, ooo, mamă. Hai. Păcate, nu poți cu ea animație, că... Da. Era fain să se facă tampa asta, știi? Să o conduci. Mamă, ce șmecher! Păi față e că e imposibil să faci asta, pentru că asta e făcut din... Gen, mașina e făcută din obiecte și n-am... Doar decât să scot obiectele în timpul ăla și să spawnez o mașină. Da. Hai, primi 2K pentru a termina de vopsit partea vehiculului. Deci am terminat, nu? Da. Și ultimul job. Zi. Dacă vrei să-ți prezint bărbierul, poți să pui păr în cap? Da, hai la bărbier, deci fiți atenți, alt bun, sistem. Să-ți dau un skin să se vadă. Deci alt sistem nemaipomenit pe serverul ăsta, deci un sistem de te lasă mască încă o dată. Arată-mi, bro. Ia să ajung. Ok, între timp domnul Puc ajunge la asta. Bun, ia fiți atenți. Veți să mă nestu pe fiați. Să zicem business. Și intră în checkpoint-ul ăla. Ia. Yeah. Și apeși space. Afro flat top hair color. Ia. Yeah. Mamă. Ia, yeah. Afro. Mamă. Ia, yeah, hair color. Nu se manda așa din greșeală. Ia, vreau să-mi schimb culoarea la păr. Da, și că trebuie să intru ca să mă arate. Ia, vreau să schimb culoarea, hair color. Vezi, dacă n-arată nimic, trebuie să dai tu direct din sa. Da, arată. Perfect, mi-am pus culoarea, mulțumesc. Foarte fain sistemul și ultimul job pe care îl doresc vi-l prezint. Hai să vedem spălător de străzi, că mi se pare, nu știu, chestia asta cu gunoaiele de-ai spus tu, fly mode, ia să mergem până acolo, uite că am și ajuns. Așa, get job. Perfect. Unde e să dăm start work? Cred că dăm aici start work, ia să vedem. Bun, wow, deci avem gunoi pe stradă. Mamă, dar și ăsta e unic, să știi. Da, și o să vezi că ai gunoaie pe stradă și trebuie să duci. Și avem și checkpoint pe hartă, mă. Foarte șmecher, bă, felicitări. Vă recomand, dacă doriți vă apucați un server și doriți să aveți șanse la funcții, mai ales un server atât de minunat ca acesta, deci vă recomand să intrați din toată inima pe serverul ăsta. Eu fac parte din staff. Deci am să mă ocup cu recrutarea voastră ca leader, helper, admin și alte asemenea.
Deci dacă doriți să mă vedeți pe server și ne jucăm împreună, vă aștept pe serverul ăsta. În fiecare seară voi fi și vom face job împreună, ne vom distra, vom face activități și până la urmă stii Sampu. Sampu până la urmă e un joc care te, nu știu, trebuie să te distrezi după o zi chinuitare la școală, merită o seară, nu știu, cu distracție, știi? Exact, exact. Felicitări, Puc, pentru serverul pe care l-ai făcut. Felicitări scripterilor, că din câte am auzit n-ai fost sigur. Da, am fost eu, o fată și încă un băiat. Bun. Felicitări. Cam atât a fost cu acest episod. Vă aștept, aveți link în descriere la acest server, adică IP-ul. Vă aștept pe server, nu uitați, mă veți vedea în fiecare seară pe acest server. Vom avea și panel și forum. Deci un server cu un foarte mare potențial, numai că trebuie populat. Deci foarte, foarte mare potențial ce are serverul ăsta, deci vă aștept pe el. Cam atât a fost cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. Am revenit cu episoade, am să cer să postez zilnic. Sper să pot, mi-e greu cu examenele astea, dar eu nu sper să reușesc. Cam atât a fost cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like, un coment pentru întrebări sau sugestii. Și subscribe dacă doriți să vedeți la curent cu toate notățile și putem videoclipuri noi. Și share să vedeți prietenii voștri. Noi ne vom vedea data viitoare la un nou episod. Robi vă popă dulce, bye și zici tu Puc. Pa, pa. Bye.